Salut, sunt Laura Matescu și astăzi vorbim despre picturi mici și foarte, foarte mici, și anume despre cum pictăm miniaturi. Am pictat mai de mult aceste mici tablouri pe pânză pe șasiu, dimensiune 10x10. Iată cum sunt ele pictate, în ulei, sunt deja și lăcuite. Aici am pictat cu pensulă mai mare direcțional, iar restul sunt mici detalii. Am și alte modele, o parte dintre acestea le veți găsi în cursul în format scris. Astăzi însă, în acest video, vreau să vă prezint cum pictăm ceva și mai mic de atât. Am încă un model de pictură pe suport de lemn, pe un trunchi de lemn, și de asemenea se mai pot picta picturi mici, miniaturi pe felii de lemn și chiar pe piatră. Aici însă, astăzi în acest video, vom picta mărțișoare pe suport de lemn, un lemn neted, de dimensiune 4x5. Folosim două pensule, o pensulă mărime 4 cu fire elastice și o pensulă foarte, foarte mică, mărimea 000, cea mai mică. Ambele sunt pensule care se folosesc atât în pictura cu vopsele pe bază de ulei, cât și pentru acrilice. Sunt fire elastice moi. Să vă spun pentru început câteva cuvinte despre tuburile de vopsea pe care le-ați văzut la început. Ele sunt vopsele de ulei pe bază de apă, dar acolo apăreau două mărci diferite. La început am folosit marca Lucas Berlin. Deci atenție, căci Lucas produce mai multe tipuri de vopsele, însă Lucas Berlin sunt vopsele de ulei pe bază de apă. Și pentru că la un moment dat nu le-am mai găsit pe piață, am căutat alternative, iar alternativa este de la Royal Talents și aceste vopsele se numesc Cobra. Așadar, gama Royal Talents Cobra și Lucas Berlin, ambele aceste game, sunt vopsele de ulei pe bază de apă. Principalul avantaj al acestor vopsele este faptul că pensulele se spală mai ușor și toate celelalte suprafețe unde ajunge vopseaua în mod involuntar, mai ales când lucrăm cu astfel de suprafețe, cum sunt feriile de lemn sau pietrele, miniaturi mici, avem tendința de a murdări ceea ce se află în jurul nostru. Primul lucru de care trebuie să ținem cont este faptul că, indiferent cât de mică este suprafața noastră de lucru, nu trebuie să intrăm în detalii foarte mărunte din prima, cu pensula mică și doar cu vârful acesteia. Din contră, începem prin a picta fundalul cu pensula mare, lăsând urme mari de pensulă. Ce se întâmplă? Eu aici, pentru aceste mărțișoare, am folosit resturi de vopsea. Pictura miniaturilor este o metodă foarte bună de economisire a vopselei. După ce termini o ședință de pictură sau un tablou mai mare și îți rămân vopsele pe paletă, decât să le lași să se usuce acolo sau să le ștergi și să le arunci, pur și simplu, mai bine pictezi miniaturi cu acele resturi de vopsele. Dacă ai o paletă bine organizată, poți folosi resturile de vopsele, căci nu sunt contaminate culorile între ele și este suficientă vopsea pe paletă cât să-ți ajungă pentru una, două miniaturi. Thank you.